Mulțumesc, am întârziat fiindcă m-au sunat de la tocmai.ro, ci că se ocupă vărul de dezăpezire. Vărul se ocupă! Doamnelor și domnilor, a nins la Sibiu, ce-i drept nu cât să facem oameni de zăpadă, sau în cazul regilor din Turnișor, cai de zăpadă, dar suficient cât să iasă Consiliul Județean și Prefectura cu laudele în presă și să spună că au 67 de utilaje pentru dezăpezit. În tribuna scrie că autoritățile județene au până și o freză de 50 de ani și nu pe cap, așa cum ați putea crede, ci în dotarea societății de drumuri. Freza făcută în Rusia consumă 35-40 de litri într-o oră și fiindcă are un asemenea consum, o să fie folosită doar în situații excepționale. La ce acciză vrea să pună guvernul la benzină, se triplează în casele la buget de la prima cheie, dacă-i dă. În turnul sfatului scrie că autoritățile județene promit ca iarna aceasta să se facă așa o dezăpezire de să se vadă asfaltul. Acum, trebuie să vă spun, deși probabil mulți nu sunteți de acord, că mie dezăpezirea până la negru, și când zic negru mă refer la asfalt, nu la rege, dezăpezirea până la negru mi se pare foarte scumpă și chiar inutilă pe unele drumuri pe care circulă 3 daci papuc, 5-2 de căruțe, 6 biciclete și 2 bețivi toată iarna. Serios? Da, mă rog, nu asta vreau să spun. Consiliul Județean vrea deci să se vadă asfaltul. Eu, sincer, cred că e mai ieftin să toarne peste stratul de zăpadă un strat de asfalt și așa o să se vadă sigur, fără probleme. Sau și mai bine, să pună încălzire în pardoseală pe toate drumurile și atunci s-a rezolvat problema. La munte a nins, citeam pe Ora de Sibiu că la Păltiniș sunt peste 40 de centimetri de zăpadă. Îi ajunge domnului deputat Frăticiu până pe la brâu, așa aproximativ. E clar că iarna a venit, se zvonește că până și ProTV o să-și adapteze programul, în sensul că nu o să difuzeze pentru a 78-a oară Greu de ucis și Academia de Poliție, ci o să treacă din nou pe singura casă, că e de sezon. Da, doamnelor și doamnelor, apropo de iarnă, polițiștii din Porumbacu de Jos au dat peste un transport ilegal de brazi de Crăciun, 43 de brazi într-o autoutilitară. Probabil polițiștilor le-a atras atenția faptul că circula noaptea fără lumini și cine a mai văzut brad de Crăciun fără lumini, nu? Nu ne mai trageți pe dreapta. Nu ne mai trageți pe dreapta. Da, eu mă mir că polițiștii au oprit utilitara, că de obicei dacă te văd că ești la 4 ace, nu te opresc și brazii au mult mai multe ace decât 4, așa că... Da, fiindcă a venit vorba de polițiști, doamnelor și domnilor, în adevărul scrie că șeful de la ordine publică din Poliția Sibiu este cercetat pentru conducerea unui vehicul nenmatriculat. Probabil a vrut să le ușureze munca amicilor de la rutieră, să nu le mai dea de citit încă un număr de matriculare. E obositor! Tot citești numere! Nu, glumesc, desigur. În plus, în adevărul, nu scrie dacă e vorba despre un autoturism. Putea să fie la fel de bine vorba despre o tricicletă sau ce alte vehicule mai folosesc polițiștii. Serios acum, nu vi se pare lăudabil că oamenii legii se sancționează între ei? Este, ca să folosesc limbajul lor, ca o confruntare între secții de poliție rivale, ca să zic așa. Exact așa e. Dar mai multe detalii despre acest caz ne oferă domnul comisar Verișor Țăranu, de la Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu. Bună seara! Bună seara, domnul Marcu, dumneavoastră și televizoarele telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara, bună seara. Domnule Marcu, vreau să vă spun din capul locului că acesta este un caz izolat. Faptul că a condus vehiculul nematriculat? Nu, faptul că l-a oprit. Da. Domnule comisar, totuși, întreb și eu, polițistul, domnule, nu trebuie să fie un model? Adică... Ba da, domnule, dar dacă vrea să fie model, să se angajeze la Fashion TV. Nu, model, model, model în comunitate, vreau să spun, la asta mă refeream. Lasă, domnule Marcu, că am înțeles, domnule, aluzia, mă crezi prost? Păi... Lasă, nu răspunde. Okay. Domnule Marcu, cert
că polițistul trebuie să fie, domnule, un model în comunitate. Dar dumneavoastră nu vă gândiți, domnule, și la noi polițiști ăștia că suntem amăriți. Statul ăsta, acum fie vorba între noi, a campiperat, domnule, taxa asta de primă matriculare. Da, da, da. Și știți dumneavoastră cum e, nu? Domnule Marcu, dacă noi nu ne permitem, domnule, să ne înmatriculăm un amărât de Q7, domnule, hai să mă vine în o seară bună. Îmi imaginez. Dă-o încolo de treabă. Săraci. Da. Dar, jurilor, vă aduceți probabil aminte că Daniel Cioabă, unul dintre regii din Turnișor, a anunțat că pleacă la Paris. A spus că merge să se întâlnească, între alții, cu primarul orașului. Ei bine, nu s-a întâlnit cu primarul. Putea însă, mulțumită dexterității supușilor lui, să se întâlnească măcar cu ceasul sau cu portofelul primarului din Paris. Da? Nu s-a întâmplat. Daniel Cioabă a venit acasă, unde a declarat că, de fapt, sunt doar câțiva țigani care fură, vreo 100, restul trăiesc din muncă și de aia îi hulesc parizienii, că le iau locurile de muncă. He, așa se explică, domne. Din greșeală, când le iau locurile de muncă, se întâmplă să le mai ia și CD-ul și oglinzile la mașină. Din grabă, nu din alte motive. Daniel Cioabă a anunțat că la începutul anului viitor va merge din nou la Paris și va sta 30 de zile în care va avea întâlniri cu oficialități și cu organizații locale. E interesant programul celor 30 de zile, dar probabil francezii sunt curioși să afle ce vor face țiganii în Paris în cele 30 de nopți, nu în cele 30 de zile. Da. Doamnelor și domnilor, în această seară are loc meciul de fotbal dintre Steaua și Schalke. Se zvonește că mulți dintre jucătorii Stelei au să primească oferte de la cluburi din străinătate după meciul ăsta. Care pompier, care șef la cantină, care șofer, vom vedea. Știți că ne-au bătut cu 3-0 data trecută pentru meciul ăsta, ci că au cerut o tabelă care să afișeze scoruri din mai multe cifre ca să se vadă bine. Doamnelor și domnilor, o veste tristă, nu știu dacă veți crede, se zvonește că mai mulți oameni de zăpadă care suferă din cauza ei s-au aruncat în fața caloriferelor. Raluca, doamnelor, domnilor! Și eu m-am aruncat în fața caloriferului. Da, da, sunt convins că nu în fața vreunui calorifer de aici, că state reci. Nu te-ar ajuta la nimic. Doamnelor și domnilor, o să vă rog, așa cum fac tinerii în acest platou, să aplaudați și noastră care pe acasă, care prin bucătărie. Ținuta distinsei mele colegi oferită de Ancas. Din nou cu buzunare. Buzunare mici. Da, fiindcă a venit iarna, îți mai ții mâinile acolo. Bun. Doamnelor, domnilor, www.raluca-si-razvan.tv este adresa la care puteți urmări această emisiune. Vă stăm la dispoziție și pe pagina de Facebook, unde foarte curând, mai exact în luna decembrie, va urma un concurs. Un concurs, o formă de căciulire, ca să zic așa, fiindcă le vom da, de fapt, prietenilor noștri de pe Facebook, căciuli personalizate cu Raluca și Răzvan, mă rog, toate la timpul lor. Tot pe pagina de Facebook, dacă ați intrat zilele acestea, ați văzut și prietenii noștri Zilaura, Mica, Somnoroasa și Dolofana, da, care sunt oferite spre adopție și despre care am vorbit la un moment dat săptămâna trecută. Bun, doamnelor și domnilor, cu vești foarte importante, prima, îndrăznesc eu să spun dintre ele, este legată de ziua de ieri, atunci când unul dintre marii susținători ai Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului, firește la inițiativa directorului teatrului nostru național. În câteva momente, deci, cu directorul teatrului, actorul Constantin Chiriac, imediat după Trio Cafe, doamnelor. Poate vrei să tot vorbesc cât de mult de dor
Poate știi mai bine decât mine ce noroc ți se cuvine pentru simplu fapt că totuși te iubesc. Nu știu dacă e noapte sau e zi și de dor te poți păzi, tu spui mereu. Nu știu dacă n-ar fi fost mai drept să înțelegi că te aștept și oricât mi-ar fi de greu nu te-am spus, zic visul meu. Poate crezi că e mai ușor să coniți dumneavoastră. Oricum mă gândesc că ne vom regrupa până de sărbători, da. Nu? Da, nu va mai dura. Apropo, dacă vor binevoi colegii noștri să vi-l arate un pic pe Dănuț, are un tricou pe care scrie, veți fi tentat să credeți Joy Band, în realitate, de fapt, s-ar putea citi la fel de bine și Joy Band, vă spun și de ce, fiindcă trupa al cărei nume îl poartă pe tricou exersează joia cu precădere și... Joy Band, doamnelor și domnilor, va avea în piața Mare a Sibiului, pe data de 14, un concert, un rock and roll Christmas, la care sunt ei invitați speciali. Va fi, cred, prima ieșire publică de nivelul ăsta, nu? Este un proiect la care se muncește de un an de zile. Dar cât sunteți în Joy Band? 7. 7 oameni? Mulți, doamne, mulți! Mulți! Bun! Toate la timpul lor, vom vorbi și despre asta. Apropo de târgul de Crăciun, vedeți că ne-a plăcut și nouă teribil de mult deschiderea. Vineri, sâmbătă, au fost evenimente deosebite în Piața Mare a Sibiului. Vi-l aduceți aminte pe Andrei Drăgan, care la această emisiune încă de joi ne spunea, fiți cu băgare de seamă că va fi ceva ce n-ați văzut. Ei bine, Monica Angel, Paula Selling, exact asta au făcut. Ceva Facebook-ul e plin cu imagini de acolo. Da, nu evident. E nimeni care au făcut ceva ce noi nu am întâlnit până acum la Sibiu. De altfel, oricum, Sibiu arată senzațional și asta se datorează și târgului de Crăciun care reușește această performanță. Bun. Doamnelor și domnilor, vom vorbi în minutele care urmează despre un om care înseamnă teribil de mult pentru Sibiu, prin tot ceea ce a făcut pentru Festivalul Internațional de Teatru, și vom vorbi despre acest om cu un alt om foarte important pentru Sibiu, care de asemenea, îndrăznesc eu să spun, și-a pus sufletul pe tavă pentru orașul ăsta prin tot ceea ce a făcut. Doamnelor, domnilor, despre noul cetățean de onoare al Sibiului, pe numele său Shuji Kogi, vom discuta acum. Da, da, nu-i, v-ați prins, nu e sibian. Shuji Kogi este secretar general al EU Japan Fest Community. O să discutăm despre asta. Iar despre persoana sa vorbim cu directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, maestru Constantin Chiriac. Sunt vagabondul vieții mele. Mulțumesc mult de întâlnire, bine ați venit. Dar într-un film curaj s-a vorbit. Vă mulțumesc pentru întâlnire, maestre. Aș vrea, deși s-ar putea spune foarte multe, aș vrea să rezumăm în câteva cuvinte doar personalitatea domnului Shuji Kogi.
Știm că a făcut mult pentru Sibiu și pentru festivalul nostru. Știu că a venit aici însoțit de personalități care poate fără el, poate fără dumneavoastră, n-aveau ce să caute prin zona noastră, începând cu președintele Nippon Oil Corporation și continuând cu bordul de la Takata. Știți foarte bine, o companie care are și la noi, dar i-au venit direct de la ei. Am adus de asemenea doi foști prim-ministri. În același timp, ceea ce face domnia sa în Japonia este exemplar. Japonia nu are Minister al Culturii și el a hotărât în 1993 să dezvolte o structură care se numește EU Japan Festival Committee, prin care a făcut legătura cu capitalele culturale europene, a dezvoltat un proiect foarte deștept care poate fi oricând împrumutat ca model în zona europeană și mai ales la noi, a reușit să convingă marile corporații să facă un board în care marile corporații să-și trimită patronii și prin rotație în fiecare an unul este președinte. Uh-huh. Anul trecut am avut un moment extraordinar când m-a invitat în luna decembrie la sărbătoarea pe care eu o fac în fiecare an și am stat în dreapta mea, era fostul președinte și în stânga viitorul președinte. Deci era patronul de la Mitsubishi și patronul de la Hitachi. Și într-o discuție specială pe care am avut-o, l-am întrebat pe patronul de la Mitsubishi cam care e cifra de afaceri. Și a scos o tabletă foarte deșteaptă, a lucrat puțin pe ea și mi-a spus, ca să vă dau un echivalent pe care îl puteți înțelege, de 54 de ori bugetul României. El asta a făcut, a căutat. Fantastic. Fantastic. La ce nivel? Ei bine, acest om a fost un an președintele acestei structuri. Uh-huh. Toate demersurile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, și noi lucrăm din 2005, a însemnat pentru Sibiu un aport financiar absolut uriaș. Uh-huh. Nu am făcut o socoteală, dar imaginați-vă că din 2007 încoace am avut cel puțin 5 companii care au venit an de an. Uh-huh. Toate aceste companii au venit exclusiv pe cheltuială japoneză. Faptul că lor li s-a plătit tot ce înseamnă transport internațional, transport tehnic, producție, asigurări diurne. Da, și sunt costuri colosale. Absolut, absolut. Nu uitați că am adus cele mai importante companii din Japonia. Corect, nu vin de la Drăgășani. Iar rațiunea, să nu credeți că o fac de ochii noștri frumoși. Da. Dacă nu știi să devii bun partener și să te faci util Japoniei, în mod cert, ei nu te caută de partener. Japonia are o problemă cu suicidul. Zi de zi au în jur de 9-10 oameni care se sinucid. Iar între cei 9-10 oameni, 7-8 sunt tineri. Și ei au considerat că festivalul de la Sibiu, după o cercetare amănunțită, este cel mai alive festival. Uh-huh. Uh-huh. Festivalul care are cele mai puternice legături directe între oameni, între artiști și public. Și le poate insufla. Și atunci am dezvoltat un proiect de voluntariat pe care îl facem din 2006. Iar în 2007, când a fost Capitala Culturală Europeană, am avut voluntari pe parcursul a 3 luni de zile. În timpul festivalului avem pe parcursul o lună de zile. Ei fac o competiție acerbă în Japonia. Se înscriu câteva mii de persoane, tineri, care vin din zona artelor spectacolului, artiști, care vin din zona managementului cultural. De asemenea, ei fac o selecție foarte dură și an de an noi primim între 15 și 25 de tineri care sunt cazați de noi și care stau o lună de zile în case de români. Excelent. Care au tineri de vârsta lor. Uh-huh. În așa fel încât această legătură umană să devină un motor de dezvoltare a prieteniei viitoare. Da, interesant. Deci în felul ăsta se explică, probabil mulți, vă ziceți aminte și în perioada festivalului de teatru, când spuneau, domnule, sunt voluntari aici din Asia, adică mulți ziceau, șofică, uite, asta e explicația. Există absolut. O logică. Ei bine, chiar acești voluntari care au venit an de an, au reușit deja să dezvolte în Japonia sute de evenimente
după modelul festivalului de la Sibiu, în care au reușit să implice mult mai mult această dimensiune umană care înseamnă comunicare de la om la om. Uh-huh. De fapt, marea lor bătălie e să iasă din acest potențial, să iasă din însingurarea în care au ajuns grație tehnologiei. D'accord. Iar acest ajutor uriaș pe care noi l-am dat, ei îl răsplătesc prin această prietenie și acest parteneriat pe care l-au stabilit în zona excelenței artistice. Știți de ce insist un pic pe subiectul ăsta? Fiindcă probabil la prima mână, la prima citire, multora nu le era foarte clar de ce un om de la o asemenea distanță, cu un asemenea nume, ești în comun pentru noi, europenii, merită un titlu într-un oraș care nu e cel mai mare ca suprafață, nu e nici cel mai mare ca populație, dintr-o țară care nici ea nu e cea mai cea. Absolut. Pe drum ieri înspre primărie, domnul Coghi mi-a spus un lucru extraordinar. El este un mare prieten și în timp noi am reușit să construim evenimente foarte importante și pentru România și pentru Japonia și nu numai. Absolut. În același timp, eu în calitate de membru al juriului Comisiei Europene pentru Capitalele Culturale, i-am facilitat legătura directă cu prezentele și viitoarele capitale culturale, pentru că el are în obiectiv această strategie de a prezenta excelența artistică a Japoniei în toate capitalele culturale vrea europene. Să dezvolte și cu ei. Absolut. Evident. Ei bine, pe drum îmi spunea, domnule Chiriac, cred eu că atitudinea Sibiului și a domnului primar și a Consiliului Local este probabil cea mai profesionistă atitudine. Mi s-au dat zeci de distincții de către orașele cu care am colaborat, imediat cum am făcut un prim pas, fără să evalueze impactul și rezultatele a ceea ce noi construim sau ar fi trebuit să construim. Pe când aici, iată, după 7 ani, primesc această recunoaștere pe care o prețuiesc mai mult decât toate celelalte recunoașteri, pentru că ea consfințește o muncă a noastră care a dus niște rezultate incredibile și o spun sus și tare că Sibiul, ca și capitală culturală europeană, a fost cel mai important obiectiv pe care noi l-am împlinit împreună în dauna tuturor celorlalte capitale culturale care niciodată n-au fost sărace în evenimente japoneze pe parcursul unui an întreg. Deci a fost o recunoaștere implicită a profesionalismului nostru, dar și a capacității noastre de a ne face prieteni sub semnul a ceea ce înseamnă dialog constructiv pe termen lung. Dar vedeți ce înseamnă alinierea planetelor? Că în urmă cu nicio săptămână, tot aici în fotoliu stătea, pot să-i spun deja celebra, deși nu neapărat cuvântul care îmi place foarte mult, Ofelia Popi, și care îmi povestea despre experiențele în Japonia și despre cât de fascinată a fost de felul în care japonezii au primit spectacolele noastre. Ea spunea la un moment dat, dom'le, aveam chiar emoții, că te duce un public care, dintr-o cu tot o altă cultură, cu tot o poate alte gânduri și alte probleme, și care a știut să primească și a aplaudat producțiile cu care Teatrul Național s-a dus în Ofelia a spus un lucru extraordinar care venea din calitatea ei de actriță, sentiment pe care l-am trăit și eu ca actor, pentru că joc în Lulu. Ei bine, ceea ce nu a spus e că am jucat totuși pe scena la Tokyo Metropolitan, care este cea mai mare structură de artele spectacolului din Japonia. Acolo sunt 7 săli. 7 săli de spectacol, de la 7.000 de locuri până la 600 de locuri. În același timp, foarte puține teatre din lume ajung în Japonia pe acea scenă. În al treilea rând, faptul că ei au plătit tot, ne-au construit acolo decorul de la Lulu în condițiile pe care noi nu le avem aici pe decorul pe care l-am făcut special cu Helmut Stürmer, cu constructori foarte buni. Chiar mă gândeam cu groază, pentru că după ce am jucat cele 5 reprezentații, mă gândeam, Doamne, ce minunat ar fi fost să pot să iau acel decor pe care ei îl dezmembrau după ce noi am jucat cele 5 reprezentații. Faptul că au cerut special acel spectacol știind că noi vom continua această relație, pentru că iată, peste 3 zile plecăm din nou în Japonia, plecăm cu Nora la un alt teatru foarte important. Deja Tokyo Metropolitan ne-a anunțat pentru anul viitor că suntem așteptați cu călătoriile lui Gulliver. De asemenea, am negociat
o producție a lui Silviu Purcărete la Tokyo Metropolitan pentru aniversarea lui Shakespeare în 2016. De asemenea, domnul Noda mi-a spus că el va face tot posibilul ca Faust să ajungă în capitala din Tokyo, în așa fel încât acest spectacol, care pentru el este cel mai important spectacol din lume, să poată să fie văzut ca miracol în capitala niponă. Extraordinar, și spun asta fiindcă ține de ceva ce noi am mai discutat în trecut, chiar și împreună, de locurile în care se audă despre Sibiu și se audă despre Teatrul Național. Știți bine, festivalul e un bun argument, toată lumea vorbește, dar iată și punctual pe producții, pe spectacole nominale. Lulu Nora cu siguranță va avea un efect absolut asemănător. Deci, vă dați seama să ajungeți și să dea Dumnezeu să ajungeți în Japonia și să vă spună cineva pe stradă, din România am văzut Teatrul de Național. De nenumărate ori am fost opriți pe stradă, în același timp mediul academic plătește un tribut extraordinar întâlnirii cu spațiul cultural sibian. Faptul că sunt primit în această vizită pe care o fac în Japonia de rectorul de la Waseda University și de decanul școlii de teatru, unde există și un muzeu al teatrului care adună toate formele de teatru din Japonia, de la Nō la Kabuki, la Kyōgen și așa mai departe, este, cum să vă spun, o certificare a încrederii pe care Japonia ne-o arată, pentru că, iată, am reușit să dezvoltăm pârghiile acestei școli doctorale. Nu mâine, poimâine voi susține abilitarea mea ca și conducător de doctorate în fața Comisiei Naționale și o fac la modul foarte serios și profesionist. Pentru aveți că emoții? Nu sunt emoții constructive, pentru că eu, de fapt, confirm ceea ce fac de atâta vreme. Care? Merg cu o susținere teoretică a ceea ce înseamnă o tehnică a one-man show-ului, dar în același timp, în catedrala din Târgu Mureș voi face spectacolul pe poezie religioasă Metanie ție, părinte. Nu e cel de la Iași. Ba da. Iar cum a fost la Iași, în absolut extraordinar, vă dați seama, la câțiva pași de racla Sfintei Parascheva, în catedrala care m-a ocrotit, o întoarcere adolescența, în niște locuri. În același timp voi face și un recital laic, un recital Eminescu Creangă, în Palatul Cultural din Târgu Mureș, ca un exemplu a ceea ce înseamnă această dimensiune de cercetare academică, lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria abilitărilor doctorale în România și el este, dacă vreți, și un preambul a gândului care stă la baza înființării acestei școli, care va avea 29 de universități partenere. Dorim o foarte înaltă dimensiune academică agreată de toate aceste mari universități din lume, dublate de o foarte mare dimensiune practică, care să înlăture tot ceea ce înseamnă în România și în lume atât de mulți doctori fără operă. Da, corect. Sunt nenumărat de mulți care și-au luat doctorate, dar care nu au nicio operă în spate. Da. Și dorim să înlăturăm această lipsă de profesionalism prin asocierea numerelor celor mai importante din lume, ca și universități. În același timp, festivalul este un argument, pentru că am oferit festivalul ca platformă de prezentare a doctoratelor exemplare pe care le vom face de aici încolo în această lumină pe care festivalul o poate da, această vizibilitate în fața atâtor televiziuni, atâtor parteneri media pe care îi avem în România și în lume. Da, vedeți, apropo de asta și cu asta va trebui să și încheiem, multă lume se gândește probabil ce mai poate aduce în plus festivalul la ceea ce înseamnă el ca și construcție. Să nu uităm de unde am plecat. Tot timpul suntem atenți la asta. De la un festival studențesc, de lăsând la o parte ambițiile fondatorului, absolut, de absolut un nivel acela care era în anii ăia, că nimeni absolut nu se gândea. Absolut, era o bâșbâială, o pe parcurs de mereu a apărut cunoaște câte ceva. Da. A apărut bursa. A apărut școala de teatru. Mereu a apărut câte ceva. Asta înseamnă să fii legat de la viață. Festivalul acum este un argument suprem, pentru că el este și va fi. Dar mai poate aduce pe lângă absolut el. Da? Zi de zi el naște noi și noi oportunități. Fără să-i afecteze
baza, ca să spun nici așa. Pe departe. El zi de zi se îmbogățește. Chiar înainte, vă dau un exemplu clar, chiar înainte de a ajunge la dumneavoastră, am avut o legătură pe Skype cu un prieten, Cosmin Chivu, care este șeful departamentului la Pace University, una din universitățile foarte respectate din Statele Unite. Și el mi-a spus, domnul Chiriac, dacă ne ajutați să venim și noi în secțiunea școli de teatru, eu vă promit că pot să aduc cea mai importantă structură din zona artelor spectacolului din Statele Unite, care înseamnă legătura dintre zona universitară și zona Broadway și off-off-Broadway, care se numește Dramatic League și care poate să vină prin cei doi reprezentanți, președinte și secretar general. Și eu atunci am întins o mână și mai mare. Zic, eu pot să le fac o conferință lor. În același timp, gândiți-vă ce înseamnă șansa voastră și a lor să fiți în acest festival. Corect. Deci, ca să puteți ajungeți, vă condiționez ca voi să-mi aduceți doi foarte buni profesioniști din zona luptelor marțiale și din zona care țin de tehnică scenică, nu de ce înseamnă K-1. Și mai vreau unul din cei mai mari experți în ceea ce înseamnă musical în Statele Unite, care să lucreze cu studenții mei și cu studenții din România, în așa fel încât acești oameni să câștige. Festivalul, vezi, dintr-o dată devine o platformă care înseamnă credibilitate, dar care îmi dă mie șansa să negociez tot ceea ce vreau. Corect, fiindcă aveți acest AS care vă permit. Absolut. În același toți timp, vor aici. În același timp i-am spus, vezi că eu doresc să-l aduc pe Neil Labute, care este unul din cei mai importanți dramaturgi. Și el îmi spune, dar el este foarte bun prieten cu mine. Îi pun o piesă. Și atunci eu am venit imediat și am spus, dacă îi pui o piesă, sunt dispus să o aduc piesa lui în secțiunea școli. În același timp sunt dispus să fac un spectacol lectură în secțiunea spectacole lectură. În același timp, cel mai mare dramaturg al Americii în viață, în clipa asta, Neil Labute, va ține și o conferință în cadrul conferințelor extraordinare. Vedeți? Vă provoacă da, calitățile de negociator. Absolut. Și faima și importanța festivalului îmi dă mie atul de a cere aproape orice. Corect. În același timp, i-am spus, adă-ți aminte când ne-am întâlnit la începutul lui septembrie, când am fost și am făcut recitalul cu Metanie Ție Părinte în Biserica Ortodoxă din Queen. Ți-am spus, mă interesează Joe Melello, care este cel mai important personaj la una din cele mai importante structuri de artele spectacolului din New York, BAM, British Academy of Music. Și este unul din cei mai respectați manageri în zona artelor spectacolului din lume. Și el mi-a promis atunci că l-aduce. Și mi-a spus, seara asta mă întâlnesc cu el și îți voi reconfirma faptul că va veni la festival. Extraordinar. Totdeauna... Și... Deci așa funcționează mecanismul. Lucrul ăsta vi-l spun în premieră acum un sfert de ceas. Am făcut lucrul ăsta pe Skype pentru că încercăm, bineînțeles, să nu cheltuim și atunci intrăm pe Skype. Vă folosiți de te toate. Poți vedea în același timp și face această economie care este uriașă, corect, financiară. Regret că nu am putut să-l am în dreapta mea pe domnul și noi. Coghi. Și noi s-a el întâmplat este, ieri, știu el că este, doar ieri a rămas în Sibiu. El a venit foarte scurt timp, da, așa e. Am reușit ieri să-l suim pe scenă și să-i dăm și medalia festivalului, să-i dăm diploma de onoare. În același timp a fost un moment absolut miraculos. Ne-am dus la Aleea Celebrităților și a ținut să pună mâna pe steaua lui Kanzaburo Nakamura și a ținut să o fotografieze. Și după ce a fotografiat-o, am constatat un lucru incredibil. Aduceți-vă aminte că ieri a început să plouă și să fie frig. Ei bine, exact în perioada în care am fost acolo, pe Aleea Celebrităților, a ieșit soarele. Și cum strălucea soarele din capătul aleei dinspre cazarmă, a prins o lumină incredibilă care venea din cer și lumina exact numele lui Kanzaburo Nakamura cu o dâră. Și a spus, cu această imagine mă voi duce la primul post de televiziune din Japonia și credeți-mă că va impresiona extraordinar.
pentru că a fost un semn divin că ceea ce facem noi aici înseamnă enorm pentru legătura dintre Japonia și România. Corect, extraordinar. Maestre! Înțeleg că dumneavoastră nu plecați în Japonia de data asta. Mergeți și dumneavoastră, da? Pentru că asta îi spuneam. Târgu Mureș? A, după Târgu Mureș. După Târgu Mureș. După. Da. Mâine voi fi la București un spectacol unde sunt invitat special pentru întâlnirea cu toți ambasadorii care sunt acreditați în România la Ateneul Român. Poi mâine voi fi la Târgu Mureș, răspoi mâine voi fi în Sibiu, iar sâmbătă plecăm la Tokyo. Japonia. Maestre, vă mulțumesc pentru întâlnirea din seara asta. Sper sincer să reușim să ne revedem în preajma sărbătorilor, să schimbăm. Cu mare drag, mai ales că e mult de vorbit despre școala de teatru. Imaginați-vă poate facem o întâlnire chiar la teatru, cum am mai făcut cu ce mare au drag. Ieșit senzațional. Vă dau un singur exemplu. Acum studenții noștri sunt singurii studenți de România care joacă la Teatru Bulandra împreună cu profesorul lor Maria Râlea. Nu întâmplător eu am ales profesori reprezentativi care să poată să creeze actori foarte importanți și care să se poată duce în București să arate excelența, dar acolo la nivel foarte sus. Corect. Vă mulțumesc mult, maestru, pentru întâlnirea asta. Doamne, domnilor, luăm o scurtă pauză. În câteva momente, un alt profesor universitar, rector Universității Româno-Germane, vine la emisiune. Restaurantul Select vă invită la Joia Bănățeană, alături de cei mai îndrăgiți interpreți din Banat. Începem pe 28 noiembrie cu Mirela Petrean. Cu ce m-am ales în viață. 5 decembrie, Mihaela Petrovici. Tot așa băgit o trișem. În 12 decembrie, Ramona și Petrică Vița. În 19 decembrie, Generalul, alături de Diana Sălagea și Claudia Ionaș. Iar pe 22 decembrie vă poftim cu drag la o seară de colinde. Pentru rezervări sau informații, sunați la 0742 069 496. Muzică de calitate și voie bună în fiecare joi la restaurantul Select de pe șoseaua Alba Iulia. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de Sece Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de la școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botez vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Da! Doamnelor și domnilor, un eveniment deosebit de important în viața Universității Româno-Germane
a avut loc recent. Profesorul universitar dr. Valentin Răilean a primit titlul de doctor honoris causa. S-a întâmplat asta în cadrul conferinței științifice internaționale cu tema provocări și răspunsuri în contextul strategiei Europa 2020. E un subiect despre care vreau să discutăm cu următorul nostru invitat, dar am să-i mai propun unul mai puțin pretențios. Universitatea Română-Germană organizează un flow market caritabil. Asta e, nici nu știu cum îl trage, un fel de târg de obiecte folosite. De obiecte folosite, da. În mod normal asta e în Germania, da, de antichități, nu știu dacă sunt chiar antichități. Cele de la alte ori, pentru noi. Organizează un flow market caritabil între 9 și 13 decembrie, poate vom vorbi și despre asta. Doamnelor și domnilor, mă bucur să ne reîntâlnim cu profesorul universitar dr. Gheorghe Bichician, rectorul Universității Română-Germană. Mulțumesc de întâlnire, domnul rector. Vă mulțumesc pentru întâlnire, domnule profesor. Și eu. Puteți să ne spuneți despre ce ați vorbit la conferința asta științifică de zilele trecute, aici la Sibiu? Conferința a avut mai multe secțiuni. Cea mai importantă a fost cea de la științe economice, care a privit într-adevăr și a fost pliată pe Europa 2020, pe modificările care se impun și progresele în Europa. De asemenea, la științe juridice. Au fost adiacente acestui subiect încă două secțiuni, una de științe socio-umane și una de științe tehnice și inginerești. Mm-hmm. Dar cine au fost invitații? Cine au fost cei prezenți? Sau s-a discutat în cadrul membrilor Universității Română-Germană? Nu. Această manifestare științifică, în afară de faptul că este a 13-a conferință a universității, este cea de-a doua conferință internațională pe care Universitatea Română-Germană o realizează, să spunem, ca trilaterală, împreună cu Institutul Internațional de Management Iminova din Chișinău și Universitatea Tres Paris, pentru că am realizat aceste relații între universități, ne-am găsit un numitor comun și suntem la a doua, deci a fost în luna aprilie la Chișinău, cea de-a doua, acum s-a desfășurat la Sibiu, urmând ca a treia conferință trilaterală să se desfășoare la Chișinău, după care va urma Parisul, la Chișinău 25-26 aprilie 2014. Spun asta pentru că Europa 2020 a fost, ca temă de dezbatere a acestei conferințe, a avut trei etape. Cea de-a treia etapă care se desfășoară la Chișinău va fi legată de incluziune socială, de problema sărăciei și a migrației în Europa, pentru că și ei sunt mult, mult afectați de această problemă a migrației, spunea academicianul Valentin Răileanu, că 1 milion pe an au început să piardă din populație, din tineri care pleacă în străinătate. Ceea ce, o parte ni se datorează, știți? O parte ni se datorează, da. Fiindcă noi le acordăm cetățenie cu destul de mare ușurință, ei vin încoace. E mai bine decât la ei, se spune. Este, și, într-adevăr, da. Este mai bine decât la ei. Nu zic că e rău că îi primim, zic numai că e rău pentru ei că îi pierd. Asta vreau. E rău că îi pierd, pentru că dacă înainte această pierdere de 1 milion se făcea cam la 3 ani, acum se pare că procesul este foarte accelerat. Iar domnia sa a spus chiar că intrarea Moldovei în Uniunea Europeană, pe care își doresc efectiv, poate fi privită de omul de rând doar ca o posibilitate de a circula fără vize și de a lucra în străinătate. Da. Ceea ce i-am replicat și eu în România, ca să fim pragmatici, omul de rând nu simte decât acest lucru. Poate să călătorească liber, fără vize și poate lucra în străinătate. În rest, dacă se vede ceva pe masa lui. Da. Dacă da. Aproape plus, că ignoră celelalte efecte. Exact. Dacă. Da. Care e legătura dintre Universitatea Română-Germană și domnul Răilean? Ca presupun că există. Există, sigur, domnul Valentin Răilean, ca rector al Institutului Internațional de Management din Chișinău, institut care realizează programe de licență și programe de masterat în cotutelă cu Universitatea Tres Paris și cu Universitatea din Nisa. Această legătură mi-a fost facilitată prin un ex-rectorul Universității din Petroșani, mai în vârstă, profesorul universitar dr. Iliaș. A fost o întâlnire, să zicem, de bun augur,
pe care am avut-o și de atunci am constatat că având obiective comune și necesitatea schimburilor academice, necesitatea chiar a schimburilor de studenți, sigur, a devenit foarte importantă. N-a durat mult până când am pus bazele acestei colaborări împreună cu reprezentanții Universității 13 din Paris, Sorbona, Universitatea 13, și iată că în acest fel am reușit să aducem cu adevărat și noi un plus de cunoaștere, un plus de spirit academic și nu doar să agățăm, cer scuze că spun între ghilimele, să agățăm de titlul unei conferințe, cuvântul internațional. Da, corect, corect, corect. Deci este participare, au fost participați din Franța, din Chișinău și de la noi, deocamdată trilaterală. E mai mult decât o simplă denumire, evident. Exact, da, mai mult decât o simplă denumire și sperăm ca în perspectivă să dezvoltăm aceste relații prin strategia pe care mi-am propus-o în momentul în care am candidat ca rector, dezvoltarea acestor relații și rezultatele se văd și din Polonia, de fapt. Asta vreau eu să spun, apropo de relații și de colaborări internaționale, știu că ați fost în Polonia la începutul lunii, cred. Da, am fost în Polonia aproape o săptămână la o altă conferință internațională și vă mărturisesc că am rămas uimit de ce am văzut acolo. Universitate din Bydgoszcz, o universitate privată, un oraș de care n-am auzit sau nu auzisem până acum. Făcusem cunoștință cu doamna rector Helena Ciacovska tot la o conferință la Karabuk în Turcia. A fost un an destul de plin acesta. Și acolo dânsa m-a invitat să fac parte din comitetul științific al conferinței internaționale care s-a desfășurat la ei, One World, Many Cultures. O conferință extraordinară, cu o participare numeroasă. Și m-a impresionat, să știți, faptul că foarte, foarte, sigur, așa cum știm Polonia, o țară catolică, da, m-a impresionat participarea și prezența chiar a secretarului Papei. Acolo, secretarul Papei Giuseppe Scotti, care a fost și a rămas în secretariatul Papei, sigur nu este șeful de cabinet, așa, este unul din secretarii Papei, de mare anvergură, a fost și la Papa Ioan Paul al II-lea și la Ratzinger. Bun, și ce înseamnă Polonia pentru papalitate, în general, nu cred că mai trebuie să, să explicăm. Sigur că da. O mențiune aici, fiindcă în Polonia s-a vorbit despre ceva ce s-ar putea să pară interesant pentru mulți, despre un consorțiu internațional al rectorilor și președinților universităților și instituțiilor de învățământ superior. Se pune la cale o astfel de entitate? S-a pus deja. S-a pus deja. Suntem 4 fondatori, au fost mai multe universități prezente, dar 4 dintre noi, dintre cei prezenți, sigur, proiectul a existat deja dinainte și ne-a fost transmis, iar doamna rector Helena Ciacovska și împreună cu soțul ei, care este președintele Universității Roman Kaczowski, ne-au făcut această invitație. A fost ceva extraordinar, sigur, într-un moment de conferință de presă, de semnături, ca la o mare... pentru că este totuși un consorțiu internațional. Nu sunt doar universități private, sunt și universități publice și chiar dacă pare cumva, cum să vă spun eu, ciudat sau unii s-ar putea să spună ce universitate este aceea, în afară de noi, de Universitatea din Polonia și de cea din Lituania, care suntem fondatori, s-a adăugat o universitate publică din Republica Kirghiză. Vreau să vă spun tocmai de aceea că este o țară bogată, o țară cu mare potențial, o țară care și-a deschis un centru cultural la Bydgoszcz, în Polonia, și care avansează, care, cum să vă spun eu, demonstrează o ofensivă puternică spre învățământul european, cu deschidere mare spre învățământul european și așteaptă același răspuns. Bun, acum, faptul că sunt membrii fondatori nu înseamnă că nu se vor alătura o groază de alte instituții, nu pe parcurs. Exact. Asta e scopul, de fapt. Scopul este să fie cât mai mulți, cât mai multe universități. Există un consiliu al rectorilor. Noi, ca membrii fondatori, recomandăm și deja pot să vă spun că în discuția care am avut-o acum cu excelența sa, domnul academician Valentin Răilean,
Institutul Internațional de Management din Chișinău acceptă să, și chiar m-a rugat să fac demersuri, să recomand, pentru că este o recomandare. Corect, care pentru se va a putea fi primit. În... Exact. Obiectivul este foarte larg. Obiectivul nu privește numai schimburi, mobilități didactice, mobilități studențești sau organizarea unor activități științifice în comun. El privește mai mult chiar sprijinul reciproc, pentru că în această situație în care există o mai spuneam o dată la emisiunea dumneavoastră, un marketing educațional, o politică agresivă de atragerea studenților în marile universități cu oferte greu de refuzat de către copiii noștri, noi trebuie să facem, să ne protejăm cumva, corect, să ne protejăm instituțiile de educație, de învățământ superior, în așa fel încât să rămână copiii și să lucreze pentru noi. Da, așa e. Da. Așa e. Bun, domnule profesor, vă mai propun o temă, fiindcă timpul este foarte scurt. Este legată de, fiindcă pomeneam de Flowmark, este de fapt a doua ediție, cred. A doua ediție. Nu? Uh-huh. 9-13 decembrie. Da, okay. Îmi permit să adresez mulțumiri câtorva colegi minunați, vă rog, tineri, care anul trecut au luat această inițiativă de a organiza un Flowmark caritabil. Anul trecut s-au strâns destui bani ca să acorde două burse, deci două burse sociale pentru doi studenți și să se ajute două femei în vârstă, fără alt sprijin, deci două femei asistate social, care la fel au beneficiat, poate nu e o sumă atât de mare, dar acești colegi tineri s-au dus cu aceste două femei. Dar e un gest, da? Până una, în magazine le-au cumpărat la fiecare de câte 8 milioane, de 800 de lei cadouri și alimente și tot ce trebuie de Crăciun. Păi sunt bani, domn profesor. Da, sigur să că fim da. Serioși. Cum? Cine participă? Dar știți ce interesant este? Fiecare din, toți cei care suntem în universitate merge și aducem hai să spunem ce ne prisosește, da, okay. Dar luat în sensul pozitiv, da, adică nu aducem resturi, da. Cer iertare telespectatorilor. Pe care nu le folosim. Exact, care nu le folosim, obiecte în bună stare, de la, știu eu, de la chiar un bibelou sau o cravată, așa, o tabacheră sau orice. Corect, și obiect, până la un prăjitor de pâine sau cine... Și tablouri, chiar, care se aduc. Interesant ce am constatat anul trecut este că noi între colegi, foarte practic, poate ce prisosește altuia să nu folosește, are nevoie celălalt, chiar între colegi. Uh-huh. Vin și studenții să cum prețurile sunt modice. Imaginez, un leu, da. 2 lei, 3 lei, deci nu se pune problema. Sunt și obiecte de îmbrăcăminte, dar prin asta încurajăm de fapt un gest extraordinar din partea tinerilor și faptul că putem să-i ajutăm pe atât studenții ca bursă socială, sigur s-ar putea, dacă sunt mai mulți bani, să fie și bursă de merit. Și familii, câteva familii pe care ei le găsesc și care unde se ține acest Flowmark caritabil se desfășoară în locația noastră, de pe calea Dumbrăvii numărul 2832, așa este ca cazarmă, da. La parter este sala de lectură, o sală mare de lectură, acolo se strâng obiectele, excelent, se etichetează, se pun, se aranjează, acești excelent copii fac acest lucru și vă așteptăm cu mult drag. La momentul ăla, asta vreau să spun, le vom mai aduce aminte telespectatorilor, fiindcă sunt evident invitați să vadă sau de ce nu, să se implice în toată această poveste frumoasă pe care o pune la care Universitatea Română-Germană. Și veți vedea un pom de Crăciun deosebit. Da, acolo? Da. Anul trecut de anul trecut am mai făcut și eu, să zicem, un gest așa, un pas pentru închegarea colectivului, pentru că avem nevoie de un mai mare atașament organizațional. Brad de Crăciun, colinde, au fost cei de la Academia Forțelor Terestre și ne-au colindat și am avut niște copii superbi care au cu o piesă de teatru extraordinară acolo pe holurile universității. Și sigur, după aceea putem să ne spunem cu bucurie și cu fericire la mulți ani. Urările cuvenite. Anul acesta, însă nu vă spun mai mult, va fi un brad de Crăciun cu totul deosebit. Deci nu va fi un brad. Va fi brad de Crăciun, dar nu un brad. Ok, așteptăm să vedem. Domnule rector... Domnule rector, vă mulțumim. Ca și în cazul maestrului Chiriac, sunt convins că vom găsi răgaz să ne revedem în preajma sărbătorilor. Vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor, luăm o scurtă pauză și revenim pentru final. Mulțumesc și eu. Fie
fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Este posibil ca între cele două imagini, ochelarii să facă diferența. Treci pe la noi! Bell Optic, strada General Magheru, numărul 21, telefon 0269-214-144. Restaurantul Select vă invită la Joia Bănățeană, alături de cei mai îndrăgiți interpreți din Banat. Începem pe 28 noiembrie cu Mirela Petrean. Nicuțe, mama, ales în viață. 5 decembrie, Mihaela Petrovici. În 12 decembrie, Ramona și Petrică Vița. În 19 decembrie, Generalul, alături de Diana Sălagea și Claudia Ionaș. Iar pe 22 decembrie vă poftim cu drag la o seară de colindă. Pentru rezervări sau informații, sunați la 0742 069 496. Muzică de calitate și voie bună în fiecare joi la restaurantul Select de pe șoseaua Alba Iulia. Dragă Laura, m-am gândit să-ți fac o surpriză. Dar... Laura, ai grijă. Da, dar nu vreau să-ți fac surpriza aici. Vreau să ai surpriza când ieși din emisiune și te vei uita pe Facebook, fiindcă știu că ai ținut foarte mult la ea. Vă aduceți cu siguranță și dumneavoastră aminte că am avut la un moment dat aici în studio o pisicuță. Aceia dintre dumneavoastră care sunt prietenii noștri pe Facebook vor avea ocazia, începând cu această seară, să o revadă pe Facebook, să vadă cât de mare s-a făcut. Și este și ce, vie. Și e vie și ce tâmpenii face, da. Doamnelor și domnilor, despre acea invitată noastră pe Facebook, dacă intrați, o să o recunoașteți. Bun. Doamnelor și domnilor, mâine la emisiune, întâlniri de asemenea speciale, revine la program Alina Morariu, nu vine singură, vine cu Ciprian Ciocan și cu un grup de susținători, implicați cu toții în proiecte... Un grup de liceeni, nu? În proiecte care mai decare, unul dintre ele este Youth Bank, despre care noi am mai vorbit, dar sunt și altele. De asemenea, la emisiune, în a doua parte... vine fostul președinte al Consiliului Județean, actualmente Consiliul Județean, profesorul Martin Boteș.
Astea se vor întâmpla mâine. Noi vă spunem acum noapte bună. Trio Cafe de despărțire. La revedere! Iubit, de-ai ști ce pustiu lași când pleci. Și timpul părea veșnicie. În prag mă priveam amintirile și tu doar în fotografie. E greu de spus prin cuvânt să yeah.